Este coadă la această oră în nordul capitalei, acolo unde Dorian Popa oferă shaorma gratis. Vorbim despre al doilea gest de acest fel al artistului și mergem la colega mea, Denisa Dicu, cea care are mai multe informații. Denisa, te ascultăm. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt foarte mulți oameni adunați aici și o mare parte dintre ei sunt chiar înăuntru și savurează deja shaorma primită gratis. Toți cei de aici s-au adunat cu un singur scop, acela de a se bucura și a savura shaormele oferite gratuit de Dorian Popa. Vedeți, chiar acum în direct sunt zeci de persoane care așteaptă să primească câte o shaorma. După ce săptămâna trecută vedeta a oferit peste 3000 de shaorme gratuite, el va continua această campanie cu ocazia deschiderii unui fast food și a propriului sortiment de shaorma. Artistul desfășoară această campanie în care, după cum vă spuneam, face o bucurie și oferă oamenilor în mod gratuit câte o shaorma. Shaorma lui va fi disponibilă timp de 3 zile, așadar fanii care nu reușesc să ajungă astăzi o mai pot face și în acest weekend.